Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Carieră cu Steaua sau FCSB. Bun, adventura noastră continuă aici. Este perioada de transferuri, desigur, momentul în care trebuie să căutăm niște jucători buni și să-i transferăm la Steaua. Și desigur, cum ziceam, la mulți le expiră contractul. Am și căutat acolo câțiva jucători la care expiră contractul, în sens să îi aduc la echipă. Și desigur, pe moment singurul pe care l-aș putea da ar fi acest Deamorin, chiar dacă este bun, chiar dacă așa, parcă l-aș da, nu știu, nu mi-e așa drag, ia cum e de exemplu Alibec. Alibec nu l-aș da per moment, poate acolo în vară, poate în vară, dar per moment clar nu l-aș vinde. Deci azi de mai aici tot 3 milioane primim pe el. La Nice ar fi fain să se ducă Deamorin la Nice, acolo și să pasezi la Balotelli, să joace cu Balotelli, pac pac, țaca țaca. Hai că la băieții de la Olympique Lyon le fac un mic discount, că sunt băieți de treabă așa, băieți de cartier, pac, a făcut o treabă. Angers deja parcă mai vii de acasă, băi băieții, băi, parcă deja e ofertă mai aproape de ce cer eu pe el. Păi acolo, hai să zicem, o rotunjim la 4 milioane, da? Deci Deamorin e cam 4 milioane, eu cer doar cu 2 milioane peste prețul său de piață, eu zic că se merită. Vine aici o primă ofertă de împrumut la CSM, la Poliași. La Iași, foarte bine, Ovidiu Popescu, împrumut la Iași. Sunt total de acord cu acest împrumut, chiar că îmi place și cum sună. Foarte frumos. Ia să vedem că ăștia refuză. Ah, bun, aici vin precontractele. Budescu. Expiră contractul lui Budescu și desigur eu când am văzut că expiră contractul lui Budescu, am zis, băi, Gigică! L-am sunat, rapid, pac, am luat telefonul, țic, alo, Gigică, vezi că expiră lui Budescu contractul. Gigică a zis, băi, bă, dragul, ce mă suni pe mine? Du-te și ia-l. Și am zis, bine, gata, Gigică, pac, m-am dus și l-am luat. Gigi, ei, aoleu, 50 overall? Cum dracu i-o dat la Antal 50 overall? Hai, mă. La 50 overall, jucătorul ăsta valorează 4 milioane. Aoleu, ce buguit e pacea ăsta. Bun, oricum îl luăm și pe Antal, având în vedere că expiră contractul și deja valorează vreo 4 milioane. Gândiți-vă la asta, îl iei pe gratis și poți să-l vinzi după aia dacă nu-ți place, știi? Și iei 4 milioane de euro. Bun, și desigur, Budescu e la noi, Antal e la noi. Și acum, desigur, încercăm aici să-l achiziționăm pe Patrick Petre. Mai facem o ofertă, joacă fantastic de bine și totuși așa e și un 19 ani, pac, e acolo la top scorers. Ce să mai, îl vreau la Steaua, desigur, va fi greu să-l luăm de la Dinamo, de la rivala noastră, dar eu sunt mai, cum zic eu, mai rău. Îl voi convinge. Am văzut acolo Enache, parcă dorea să negociem desigur contractul său, nu știu, na, mare parte ca rezervă l-am tăbăgat pe teren, dar știi ce, hai, aoleu, trebuie să setez la de salarii, upsie, așa, bun, pac, țac, țaca, țaca, important, da, ok, bun. Și totodată, desigur, chiar am strâns mulți bani, normal, Champions League. Și, desigur, eu mă gândeam, desigur, să cumpăr și niște jucători din străinătate. Având în vedere, desigur, că aici încă nu este acel cărmă de care vă povesteam eu. Care odată ce câștigăm Champions League-ul, îl voi face, cred. Mai ales dacă sunteți și voi interesați de această idee. Este, desigur, de Academia lui Hagi, însăși la viitorul. Știi ce vreau să zic? Că am mai făcut eu faza aia de, băi, hai să facem Academia lui Hagi, nu știu ce, doar că la o altă echipă, știi? Și, na, e mai frumos acum că am însăși viitorul lui Hagi, știi? Așa ar fi și mai fain. Da, bine, desigur, este și o mic inconvenient, să zic așa, în sensul în care, desigur, na. Parcă opinia mea, desigur, este parcă mai fain un picuț făcut ăsta de evoluare, ăsta de juniorat în FIFA 17. Nu-i mare diferența, ce drept, nu-i mare chiar deloc diferența, dar este acolo un ceva care parcă face totul mai fain. Nu știu cum să mă explic, și jucătorii, știi, un ceva acolo, parcă e mai interesant FIFA 17. Dar oricum, putem face acel proiect și acum FIFA 16, gen să iau, aoleo, ne-au bătut voluntari, aoleo, fix balaur ne-au dat gol.
Hai mă, Noere, mă, te-am pus în primul 11 și tu nu dai gol. Mă, să-ți fie rușine. Mă, să-ți fie rușine, măi, Noere. Cum să nu dai tu gol? Cum să nu dai tu gol? Aleu. Ăsta ar mai vla? Ar vla, zicea, da, de unde? Este moții, tamaș, bine. Ești scadrila bătrână? Nu, ne băgăm. Ia să vedem aici. Ia ce bine are vola Stanciu pe de-astea de dribbling. Super. Hai mai și schimbăm puțin, știi, mai și schimbăm, trebuie să vleze și alți jucători. Așa, foarte bine. Și desigur, ținta noastră Champions League, cum ziceam, după aia putem face cu viitorul. Sau desigur facem un Road to Glory normal în FIFA 17. Încă nici eu nu știu ce să zic. Bun, oricum hai dăm reject de aici. Espanyol, opa, în 2016 încă Gâlcă era la Espanyol, dacă rețin corect. Deci Gâlcă îl dorește pe Niță. Bravo Gâlcă, știi tu ce să cumperi. Ia de mai ce se întâmplă. Dinamo acceptă, opa, Dinamo acceptă oferta care l-am făcut-o pentru Patrick Petre. Asta mă bucură enorm de mult. Chiar mă bucur enorm de mult. Patrick Petre, bine ai venit la echipă. Aoleo, toți refuză. Opa, Enache. Da, ok, a acceptat contractul. Negotiations to be over, negotiations to be over. Bă, se pare că nu pot obține vreo 6 milioane pe Dean Mourinho, ceea ce mie mi s-ar părea un preț corect. Dar se pare că nu. Aoleo, tăți oferă ăștia mai pentru Niță. Nu îl vând pe Niță. Dar de fapt aș putea da reject all offer, știi? Da? Habar n-am. Ok, atunci hai să cerem 5-4, dracuște, hai 5-4 să cerem pe el. Ia să vedem, hai, 5-5, hai. Hai mă, că e Bilbao, mă, voi aveți bani, mă, la Bilbao. Aveți bani la Bilbao, cumpărați-l pe Dean Mourinho, e ieftin, e un preț corect, e un preț cinstit. Hai să vă văd cum săriți cu banii pe el. Ia să vedem, aici Poiană împrumutat la Shrewsbury, ar fi o idee. Ok, îl împrumutăm și pe Poiană. Super, ia ce bine, pac și Poiană să plece. Și luăm pe Silviu Balaure de la Astra, desigur e un tânăr, 20 de ani, venit de la FC Baia Mare, mai mult de aia le iau, desigur că e aici de-a meu, băi, de-a meu băiatul, normal că îl voi cumpăra. Și negotiations to be, aoleo, bă, ce fiță aveți, mă, că merită de a mori în banii ăia, mă, du-te, bă, că atunci nu-l mai vând. Și Patrick Petre este mă, luăm pe Patrick Petre, au cedat cei de la Dinamo și ni l-au dat pe Patrick Petre, țucă vădada, pac, Patrick Petre, în realitate un gunoi de om, dar în joc o bestie, super, bun, nu, știi ce, reject all offers, nu-l dau pe Libec, punct, pac, țac. Bă, ok, hai să vedem atunci de a mori. Bă, nu prea aș vrea să scap de el, știi? Deci, practic, nici nu mă grăbesc să zic că... Hai, bă, să-l dau, că iau altul, nu știu ce, pag, ia banii de aici, du-te și cumpără. Nu prea mă grăbesc, îmi place de el. Dar, ei, dacă vine ofertă de aia bună și corectă, eu aș fi gata și acum să-l dau. Dar dacă nu vine oferta, nu vine. Aia e. Ok, ia să vedem aici, ui, nu vă bateți, chestilor, este timp, pac, țac. Bun, Filip, ia du-te tu în locul lui, hai că lăsăm pe mâine, că oricum m-au comentat că vrea să joace. Bun, Patrick Petre, ia-l-ai pe Petrică, ia-l-ai pe Petrică fără frică, Petrică fără frică, ia, joacă cam RM și LM, super, iui, periculos Patrick Petre ăsta, mă, un pic le volăm, iui, și ce jucător scoate din el, ho, meci aici cu CFR, ioi ce meci frumos și important. Bun, avem aici un meci versus CFR, chiar că și în realitate acum câteva zile a fost meciul Steaua CFR. Ia hai să vedem, acolo s-a terminat egal. Hai să vedem aici în joc ce scor va fi. Îl vedem pe Antal care desigur a semnat contractul cu noi. Aici a semnat contractul cu Steaua, vine Antal la Steaua. Nici nu știu cum dracu i-a dat overall de 50, având în vedere că el valorează vreo 4 milioane, știi? Bă, jocul ăsta e dat așa bizar. Știți ca și faza alea când eu îi puneam să antreneze, gen jucătorul creștea. Dar pe de altă parte acolo arăta săgeți în jos și de alea că gen involuează sau că a involuat 5 puncte. Sunt câteva bug-uri aici care
le-au scăpat la băieții ăștia acolo, trebuia să mai finiseze un picuț, poate o va apărea un alt patch gen cu fixuri, nu știu. Dar nu contează, ne descurcăm noi. Totodată ce drept îi expiră contractul și la Deac. M-ar fi tentat Deac, mai ales pe conceptul că și Steaua în realitate îl vrea pe Deac, știi? Dar pe de altă parte eu ca și, mă rog, pe lângă Steaua mie știți bine că îmi place și CFR Cluj pe lângă Steaua. Și desigur aș vrea să-l las la CFR pentru că Deac, cum zic eu, este așa o imagine a CFR-ului. Ca și un fel de... un fel de Totti la Roma, știi, un fel de De Rossi, de Totti la Roma. Eu vreau să rămân acolo Deac și oricum nici nu prea aș avea mare nevoie de Deac la Steaua, așa, păi decât să-l cumpăr și să-mi fie numai rezervă și să stea acolo, mai degrabă îl lăsăm la CFR. Oricum, l-am luat pe Budescu, l-am luat pe Sârmăluță, super, bravo, băi. Pa, Cantal, Budescu, Balaure și Patrick Petre. Ce să mai, transferuri superbe, chiar superbe transferurile și mă bucur pentru aceste transferuri, chiar sunt niște transferuri reușite și poate acum am să mă concentrez să caut și un jucător de ăsta așa mai din străinătate, să văd la ce jucători mai expiră contractul, cât că nu prea mi-au arătat scouteri, știi, jucători ca lumea, mi-au arătat toți din Liga a doua Spaniei sau de genul acesta, știi, jucători care de acolo care le expiră. Dar băi, am luat bani din Champions League, eu am bani acolo, vreau să cumpăr un jucător de ăsta străin, un jucător de marcă, un jucător adevărat, un jucător imens. Dar asta va fi mai încolo. Parcă am văzut că la Samoa, parcă expiră contractul, dar rămâne de văzut. Oricum, ieși de aici, Tănase. Tănase, ia ce pasă frumoasă aici către Boldrin. Boldrin șută și Mincă apără șutul lui Boldrin, foarte frumos, foarte frumos acolo. Dar Mincă a fost pe fază, a fost așa un mic Spider-Man, băiatul, bravo. Alibek, iarăși Mincă, băi, Spider-Man îl fac pe omul ăsta, băi, Mincă, ce-i cu tine, mă? Uite, te-a ce bine am dat-o și iar Mincă, pau, zici că-i, măi, Motan, măi, Mincă-i nou Motan, mă. Aoleu, cine e ăla Lobonț? Nu mai, monoul Motanu este Mincă, incredibil așa ceva. Ei, Tănase, aoleu, în sfârșit gol. Ia că n-am mai reușit să o prindă și pe asta Motanu și iarăși foarte mult noroc avem în FIFA 16 din câte am observat. Multe goluri le-am dat din faze de genul acesta. Hai să vedem aici reluarea. Vine aici frumos, pac, 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 ia o șut, o deviază acolo Noere. Pac, Mincă, nu știu, o prinde așa puțin pe degete, vine Alibek și pac, se întinde și gol. Alibek. Băi, deja îl pui pe Alibek și pe cam, pac, dă gol. Ce să mai e, calitate mare a Alibek ăsta. Noere e foarte bun de rezervă, foarte bun de rezervă, dar na, acum trebuie să joc titular, că altfel știți cum e, se demoralizează, se enervează și după aceea vrea să plece de la echipă și îl înțeleg. Dar, na, sper să-i treacă repede, că tot pe Alibek îmi place acolo să l-am pe partea de atac. Și desigur aici e și Muniru, pac, să joace și Muniru, că și Muniru e bun, e, pac, 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 calitate. Oricum mă bucur că l-am luat pe stelul ăsta, pe Filip. Păi, ce să mai, e foarte bun. Mare să mă că l-am evoluat. Ați văzut că l-am tot insistat să le evoluez pe defending. Deja e, cred că e cel mai bun fundaș stânga din campionat. Asta e clar, ce să mai. Și plus că, băi, știi cum e? Și pentru voi, fanii din Rămoviști, măcar mai vedeți aici niște jucători de la Dinamo. Este mai aici Noere. Am șutat-o prea tare. Ai, ușor, ușor ne apropiem de finalul meciului, n-am arășit mare brânză, foarte bine a început CFR-ul să se apere și da, oricum l-am pus și pe Patrick Petre pe terena normal, de aia l-am luat, nu, să-l păstrăm, doar că-l joc așa ca rezervă până mai evoluează puțin tel, măcar un 70 și ceva overall să-și facă, știi cum zic, dar e bun și ca rezervă oricum, ce să mai, Golgheter acolo cu Alibek. Pac, ia-l-ai, vezi? Ia-l-ai pe Petre, ia-l-ai pe Petrică, hai Petrică, hai fă ceva acolo, bă, Petrică, bă, nu fi vagabond, joacă acolo, pac, țac, ia-l-ai pe William de Amorim, dacă tot am primit atâtea oferte și l-am pus pe teren, dar pe cum? Băi, totodată era să uite de un alt jucător care ar fi foarte epic să-l aducem, dar nu știu dacă l-aduc acum, sau să-l aduc poate, no, poate sezonul viitor. Să-l aduc pe Rotariu, mă, să-l lăs acolo încă un pic în Belgia, știi, să mai evolueze acolo cu băieții și după aceea să-l transfer. Oi, ce tare ar fi să-l transferăm pe Rotariu, sau nu? Presupun că l-au pus băieții pe Rotariu. Iu, cartonașul roșu la Horj.
Fix Samu, mă, în ultimele minute. Aoleo, ce cotonogar, a vrut să-mi rupă bizonul, mă. Ai, bă, cum să fie așa cotonogar, frățică, cum? Și mai ales în ultimele minute, adică mi-a gata meciul, ce mai contează? Aoleo, nici nu pot profita de acest om lips acum. Da, ia, vezi, ia, gata, s-a și terminat meciul. Incredibil. Oricum, e bine că am câștigat versus CFR, o victorie 1-0, o victorie frumoasă, corectă. Opa, ce e dragul? Iar am mouse în 500 de direcții. Bă, că nu mă văd că mi se duce selectul ăla în 500 de direcții. Bă, așa ceva. Ia, voluntariu bătut ASEA-ul. Iui. Păi, voluntari, bă, imediat ajung băieții ăștia aici în loc de Europa. Na bun. Ia zi de atunci și dacă mai avem aici un loc liber, desigur, opa, nu tănase, pe Petrică vreau să le volez. Le volăm mai întâi pe dribbling oare sau pe shooting, la shooting vreau să le volez. Ia mă, și are finishing 49 și totuși, bă, ce bine joacă. Mă, asta e calitate, ce să mai, calitate. Bun, ia și Denis Man, ce bine evoluează acolo de la bătrân, de la UTA bătrâna doamnă, super. Foarte bine evoluați băiatul, ia și Stanciu a evoluat acolo pe dribbling. Asta mă bucură, mai ales cu Stanciu, că am mai mulți bani. Bun, deci încă o ofertă pe William de Amorin. Aoleo, e într-o formă nașpacică. Bă, să dau mai ieftin, hai să-l dăm cu 4-9, așa psihologic, să nu zic 5, să zicem 4-9. Mai ales că este la echipă Stoke, care cred și eu că ar place mult. La de Amorin. Pac, așa, 4-9. Aoleo, și totuși eu nu l-am pus pe transfer list, știi? Dar ia că văd că vin oferte pentru el în prostie. Deci, de ce nu? Ia să vedem, negociezi în to be over, căcaturi. Băi, nu-i bai. Ia, Răzvan Marin. Am uitat de Răzvan Marin, măi, nene, mă. Aoleu, opa, să-i dăm încă o scala Benzar. Băraș, așa, Săpunaru, Chiricheș. Aoleu, chiar, mă, asta mi-ar trebui, mă, un apărător. O, stai, cam un mi-a picat fisa, iui. Deci, o, Kipciu, poate facem revenirea lui Kipciu. Ce ziceți? Ar fi frumos. Am o Adi Popa, las să plece, că nu mai e ce-a fost. Este unde ești, mă, Marine? Uai, și Bumba ar fi chestie, mai ales că expiră contractul, dar nu știu dacă lasă Dinamo mai ieftin, având în vedere că expiră contractul. Ah, dă-l încolo. Se evoluez la Dinamo. Marin, ia-l-ai. Marin. Ar fi fain să le au. Uai, Bayern meu. Ho-ho-lo-lo. Tro-lo-lo-lo-lo, ho-ho-ho. Băi, Marin, mă, dar ești căutat, nu glumă. Ești căutat de echipă mare. Fă-le-leu. Ăleleu, asta se văd, câteodată Bayern-ul pentru el, că, na, că ce să zic, poate la mine nici n-ar avea loc să joace, știi, da, pe la Bayern, hai să fim serioși, 1.500.000, da, aș putea să bat respectiv ofertă, ia, bă, și Iannis, ăleleu, ce bine ne vom distra noi, mai ales dacă aș face o carieră de aia cu Academia lui Hagi, vai doamne ce aș face. Ia să dăm atunci, hai să băgăm așa ca vagabonzi, știi, 5-8, 5-8-8, e așa, știi, deci nici nu bag 100.000 peste, numai 88.000, pac, așa, țâc, iar aruncăm așa oferta asta la băieții de la Liege, să vedem dacă vor accepta, și desigur, aveți bine că mi-am amintit, că asta voi și face, ia, primim un counter-offer de la, Lil, parcă chiar oferă un preț foarte corect pe De Amorin. Primul preț chiar corect față de el. 4 milioane. 4 5 6 6. Hai, 4 6, te rog eu. În România contează fiecare bănuț. În România contează fiecare bănuț. Băi, s-ar putea să-l dau pe De Amorin, chiar dacă e bun și, na, știi cum e, face treaba la echipă, da. Băi, totuși de banii aia chiar îmi cumpăr un jucător hardcore, man. Hardcore de-a dreptul. Iauzi, 2-2, Tănase și Alibek. Băi, de ce am mai? Păi pe Alibek, oriunde Alibek îți dă gol. Asta îmi place de el, asta chiar îmi place de el. Na bun, ia-ți de mai aici ce se mai întâmplă. Simon, ok, unde la... leu, asta unde, dracu-i? Pe undeva, pe acolo, prin Irlanda, cred că. Derry City, iauzi. Dacă mă gândesc în legătură cu el, că parcă l-aș și în prumutaș, știi?
că totuși e tânăr și tăi și ar trebui un pic să evoleze, da, parcă milenii să le evoleze, știți ce vreau să zic? Dau reject, 69-94 cică, 69-94 zici că ar fi cea de capul lui, hai să-i dăm un sign. Bun, reject, bun. Așa, pac, țaca, ia, super, vină băieții ăștia cu scouterii, super, ia, auzi, ia, să vedem acolo ce se întâmplă. Aoleu, tă 3-8, hai mă, dați-mă 4-15, ce pula mea, că merită. Așa greu îi negocează echipele, mă, în jocul ăsta, mă, nu știu ce dracu. Na, 4-5, hai, 4-5, hai, Ingolstadt. Hai, 4-5, bagă băieții aici, ia auzi, Lige acceptat. Pa, hopa, mititică, pică cur și se ridică. Squad rotation, ia să de mai acceptat squad rotation. Păi, și l-aș putea lua pe Răzvan Marin. Băi, cât talent e în băiatul ăsta. Bun, dar oricum eu zic că oprim acest video aici, pentru că vor mai urma multe alte transferuri și vreau desigur să mă concentrez așa la ele. Și, am dat din greșeală. Și incredibil, dar Dinamo ne întrece. Fii atent că m-am văzut. Dinamo ne întrece 49 de puncte, noi avem 46 în urma simulărilor recente care, na, egaluri și chestii. Asta nu e tare happy, dar las că-i prind eu din urmă, nu-i stres. Deci, nu uitați, dați click pe butonul de like, mai ales voi dinamoviștilor, ia, Dinamo e pe primul loc, incredibil așa ceva. Până pe data viitoare, vă urez numai bine, oraș la gară, bye bye!